Peste 1000 de noi locuri de parcare vor avea la dispoziție cei care vin în capitală din localitățile din sudul Bucureștiului pentru a-și lăsa acolo mașinile și a-și continua călătoria cu mijloacele de transport în comun. Mai bine de jumătate dintre ele sunt deja folosite în apropierea stațiilor de metrou Dimitrie, Leonida și Berceni. Altele, printre care și o parcare supraetajată, sunt acum în lucru la Apărătorii Patriei și Piața Sudului. Peste 130.000 de mașini ajung zilnic în capitală dinspre localitățile limitrofe, ceea ce creează evident aglomerație în tot orașul. Soluția folosită în cele mai mari orașe din Europa, aceea ca oamenii să lase autoturismele la intrarea în oraș și de acolo să ia metroul, autobuzul sau tramvaiul, se aplică acum și în sectorul 4. 600 de locuri de parcare sunt deja la dispoziția celor care ajung în zona stațiilor de metrou Berceni și Dimitrie Leonida. Ideea parcărilor de acest tip a fost implementată în sectorul 4 la aproape toate stațiile de metrou. La stația de metrou IMGB, la stația de metrou Apărătorii Patriei, la stația de metrou Piața Sudului. Locurile de parcare pe care le avem la dispoziție astăzi, am reușit să le creștem de la aproximativ 39.000. Ne îndreptăm cu tot ceea ce avem în lucru către 60.000 de locuri de parcare. Alte 200 de locuri vor fi amenajate la Apărătorii Patriei, unde parcarea va fi prevăzută și cu o zonă de agrement. Mai exact, pe terasă vor fi amenajate terenuri de sport. O altă parcare va fi inaugurată în curând în zona Piața Sudului. Avem parcarea de la Piața Sudului, un P+2 care este finalizată și urmează să-i semnăm recepția săptămâna viitoare și o inaugurăm pur și simplu. Cel puțin 2 ani de zile aceste parcări vor funcționa gratuit. Șoferii care își vor lăsa mașinile în noile parcări vor plăti doar 3 lei pentru intervalul 7-19. În afara acestui interval, parcarea va costa 3 lei pe oră. La astfel de parcări nu se pot face abonamente, nefiind încurajată parcarea pe termen lung. Este o inițiativă foarte bună a primăriilor. Aveți dispus să vă lăsați, de exemplu, mașina undeva la o gură de metrou și apoi să mergeți prin București cu metrou sau altceva? De ce nu? E un lucru foarte bun și metrou vine în timp util. Ar fi bine să fie în toate sectoarele așa. Sunt bune dacă sunt parcări. Era nevoie, era necesar, s-a împlinit. Alte aproape 10.000 de noi spații unde oamenii își pot lăsa mașinile vor fi create în sectorul 4 după finalizarea lucrărilor de pe marile bulevarde. Mai exact, odată cu lărgirea șoselelor, vor fi amenajate locuri de parcare în spic, ceea ce va permite să încapă mai multe mașini.